Cod portocaliu de vijelii puternice, grindină de medii și mari dimensiuni, averse torențiale și ploi în toată țara, valabil de astăzi de la ora 12 până mâine dimineață la ora 6. Rafalele de vânt vor atinge 80-100 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 30 de litri per metru pătrat. La început în Banat, Crișana, Maramureș, iar după amiaza și noaptea, mai ales în Transilvania, Oltenia, Moldova și Muntenia, vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de peste 80-100 de km pe oră, frecventă descărcări electrice, averse torențiale și grindină, îndeoseb de medii și mari dimensiuni. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și pe alocuri 40-60 de litri pe metru pătrat. Câteva sfaturi în caz de vijelii și averse torențiale. Întrerupe orice activitate în aer liber. Intră în casă, într-o construcție, ori într-un autoturism. Închide ferestrele și ușile și parchează autoturismul în zone ferite, la distanță față de copaci sau stâlpi de electricitate.